Hai, bine ați venit la munte! Bine ați venit la munte! Bine v-am găsit! Complex Oracol și o chestie geologică, un complex geologic. Așa. Unde noi acum vom merge să vizităm o baltă. Ați mai fost aici? Este pentru prima oară. Wow, ce așteptări aveți! Sper să fie o experiență de vis. O să fie! Ne-am mai întâlnit până acum. Mă întreb dacă sunt șef. Sunt. Vrei să fie? Sunt. Azi vă zicem bun venit din complexul Racoș. Mai exact, am început cu Lacul de Smarald, care este o atracție impresionantă în cadrul complexului Racoș din județul Harghita, România. Acest lac are o culoare verde smarald datorită depunerilor de carbonat de calciu și alte minerale dezvoltate în apă. Este situat într-o peșteră cunoscută sub numele de Peștera Sfânta Ana, care face parte din complexul de peșteri din Racoș. Complexul Racoș în ansamblu este o zonă geologică turistică interesantă, cunoscută pentru peisajele sale stâncoase, spectaculoase, peșterile și formațiunile calcaroase unice. Este o destinație populară pentru turiști și iubitori ai naturii, oferind oportunități de explorare a peșterilor și drumeții prin peisaje frumoase. De aici de sus privirea este absolut fantastică, o vedere completă asupra lacului. Wow, ce frumos este la lacul, 31 de grade. Astăzi vă vom prezenta și vom descoperi împreună vulcanul stins. Vulcanul Racoș este un stratovulcan stins situat în munții Harghitei din România. Acesta este unul din cei mai bine conservați vulcani din Europa Centrală, ultima erupție având loc aproximativ acum 90 milioane de ani. Astăzi, craterul său și formațiunile asociate reprezintă o atracție turistică populară datorită frumuseții și valorii sale geologice. Uite ce frumos, ce frumos se vede natura, ce culori frumoase așa la... Bine, nu că nu e apus, dar e ascuns soarele după nori, dar așa niște culori foarte frumoase, vezi? Salut, Lenza! Cum vi se pare aici la coloanele de bazalt? Super, mai frumos e la lac. Coloanele de bazalt din Racoș sunt formațiuni geologice remarcabile, rezultatul solidificării și contractării lavelor bazaltice în mod regulat, în urma unor erupții vulcanice care au avut loc acum milioane de ani. Aceste coloane asemănătoare unor stâlpi hexagonali sau pentagonali oferă un peisaj uimitor și unic în zonă. Atracția lor este dată de modul în care au fost create în urma a lavei în contact cu aerul și apoi de procesul de contractare care a dus la formarea acestor coloane regulate și impresionante. Bună dimineața, vă spunem din Zărnești. Astăzi suntem pe munte, explorăm prăpăstiile Zărneștiului și cabana Curmătura. Suntem la o oră de Brașov și astăzi vom petrece foarte mult timp în natură. Și chiar aici la intrare avem un panou informativ referitor la specii de pești, amfibieni, reptile, ce le putem întâlni în Parcul Național Piatra Craiului. O mulțime de informații despre toate creaturile acestea pe care le putem întâlni de-a lungul nostru. Sperăm doar să nu întâlnim vipera. Thank you.
Cum se cheamă traseul ăsta pe care mergem noi? Un coleg aici entuziast. Încă un coleg entuziast. Încă o colegă entuziastă și o colegă în spate care vine cam greu. Uite, altă colegă aici. Cum ți pare traseul, e greu? E chiar ok față de cealaltă, doar că simt la picioare. Simți un pic că nu e chiar ușor, e așa, mai mediu traseul. Nu e nici ușor, nu e nici greu. Speciile de mamifere din Parcul Național Piatra Craiului. Aici avem vulpe, urs, râsul, căprior, lup, capra neagră și cerb. Am luat o pauză. De ce? Ești obosită? Da. Un moment, respiro. Cu informații despre Parcul Național Piatra Craiului, traseul tematic 2 și spune din nou că putem întâlni lupul, râsul, ursul și liliacul mare cu porcovă, precum și foarte multe specii de păsări. De aici mai avem un 45 minute până la cabana următoare. Totul până aici traseul, după ce am părăsit pădurea, traseul este lin, pe potecă, frumos, ușor. A devenit un traseu ușor. Mai 45 minute până la cabană. Sperăm să fie din nou un pic de challenge. După ce am terminat din mers pe plat, intrăm înapoi în pădure. Un pic, vedem cât. Când date traseul tot încă e ușor, mergem pe drept. Cabana Curmătura este situată pe versantul nord-estic al Pietrei Craiului, sub șaua crăpăturii între Piatra Mică și vârful Turnul Pietrei Mari, la altitudine de 1470 de metri.
oferă oportunități pentru a explora această minunată rezervație naturală. Dacă doriți să vizitați prăpăstiile Zărneștiului, asigurați-vă că respectați mediul înconjurător și regulile de conservare a naturii pentru a contribui la protejarea acestui habitat unic. Și după prăpăstiile Zărneștiului am plecat spre Mănăstirea Curtea de Argeș. Mănăstirea Curtea de Argeș este una dintre cele mai importante și istorice mănăstiri din România. Ea se află în orașul Curtea de Argeș, în județul Argeș, și este renumită pentru arhitectura sa deosebită și pentru rolul său în istoria țării. Mănăstirea a fost construită în secolul al XVI-lea de către domnitorul Neagoe Basarab și este cunoscută pentru biserica sa numită Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae. Aceasta este un exemplu remarcabil de arhitectură românească medievală și este faimoasă pentru zidurile sale masive, decorațiile interioare și frescele iconografice. Mănăstirea Curtea de Argeș este de asemenea un important loc de pelerinaj și un simbol al istoriei și culturii românești. Legenda meșterului Manole, care probabil este cea mai cunoscută, legenda spune că meșterul Manole și echipa sa de constructori au fost angajați pentru a construi mănăstirea. Lucrările au durat mult timp și nu au reușit să finalizeze acoperișul. După multe eforturi nereușite, Manole a visat că doar prin zidirea soției sale în ziduri va reuși să finalizeze construcția. În cele din urmă, el a decis să facă acest sacrificiu, iar mănăstirea a fost finalizată. Se spune că în locul în care a fost înmormântată soția lui Manole a izvorât un izvor cu apă sfințită, iar meșterul Manole și tovarășii săi au fost condamnați la moarte pentru această faptă.